Societatea care asigură salubrizarea Orșovei a cerut de urgență Consiliului Local încetarea delegării gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Orșova prin acordul părților. Operatorul s-a angajat să-și respecte obligațiile asumate pe o perioadă de încă 3 luni de acum înainte și chiar să pună la dispoziție autorității locale utilajele și echipamentele necesare desfășurării serviciului, prin închiriere sau vânzare. O posibilă explicație ar putea fi reprezentată de un control al comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, care a descoperit grave deficiențe în protejarea mediului, depozitarea gunoiului la grămadă, neselectiv în locuri improprii și chiar în zone aflate pe teritoriul arii protejate din Parcul Natural Porțile de Fier. În urma controlului s-a aplicat o amendă de 200.000 de lei și s-a acordat pentru această remediere un termen de 30 de zile, la capătul cărora societatea Floricola este pasibilă de a fi suspendată autorizația de mediu. Să înțelegem că a luat decizia asta după ce a fost în control Garda de Mediu. Deci, văzând raportul Gărzii de Mediu, și-a dat seama, probabil că implică foarte multe cheltuieli și multe lucruri depus la punct și nu-i convine. Consilierii liberali au luat atitudine fermă și s-au declarat de acord cu rezilierea, dar în anumite condiții. Domnule primar, da, suntem de acord cu condiția că se încheie activitatea operatorului și încetează acest contract cu litera C, că nu și-a respectat clauzele, nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, nu a făcut investiții, n-a respectat indicatorii de performanță și să se facă o comisie să se constate că a constatat și Garda Națională de Mediu și să vedem atunci niște evaluatori să constate ce ar trebui să facă operatorul în condițiile date în temeiul articolului C. O comisie formată din consilierii locali urmează să analizeze respectarea termenilor contractuali de către societatea Floricola, iar mai apoi se va supune Consiliului Local rezilierea contractului.